Irina spunea ceva de genul că ea ar pune o singură întrebare gen cuplurilor și anume dacă au venit în casă să se căsătorească. Și spunea ea că în secunda în care răspunde da, am venit să mă căsătoresc, este clar că au venit pentru bani, că gen, cum adică ai venit să te căsătorești, nici nu cunoști ce oameni o să întâlnești, nici nu știi dacă o să ai sentimente, nici nu știi dacă o să ajungi să iubești și tu spui că ai venit să te căsătorești. Clar, este... ai venit de acasă cu planul făcut, te căsătorești cu oricine, oricând, doar să iei marele premiu. Vorbind acum cu dumneavoastră, îmi dau seama că este extrem de plauzibil ce spune Irina și chiar real, adică pe bune, n-ai cum să zici vin să mă căsătoresc. Păi cu cine? Că poate nu o să ai cu cine. Vin să ți vezi dacă ai întâlnești pe cineva compatibil cu tine, să ajungi întâi să ai anumite sentimente, să te îndrăgostești, să iubești și de-abia după să spui că, domne, uite, aș vrea să mă căsătoresc, când deja ai sentimentele acelea, iubire de dragoste, ceva, nu știu, să simți că nu mai poți fără persoana respectivă. De-abia atunci poți să spui, da, domne, eu vreau să mă căsătoresc. Are dreptate aici.